În Zalău s-a făcut o campanie de strângere de semnături. Despre ce este vorba? În data de 17.01.2012, Partidul Poporului, Organizația Sălaș, a pornit, a demarat o acțiune de strângere, de consultare a populației în vederea demiterii președintelui Traian Băsescu din funcție. Până la această dată s-au strâns în jur de 5.200 de semnături. Am avut două puncte fixe în municipiul Zalău, coordonate de președintele organizației municipale, Tripon Vasile, și secretarul organizației, Onuțan Vasile. De asemenea, au participat la strângerea de acțiuni și membrii marcanți, organizația de tineret, organizația de femei din cadrul partidului. Câte semnături doriți să strângeți la nivel național? La nivel național ar trebui strânsă în jur de 5 milioane de semnături. Până în momentul de față, din ceea ce cunosc eu, s-au strâns în jur de 300 de mii în toate filialele partidului din țară. Aveți un target pe Zalău câte semnături să fie? Nu există un target. Noi încercăm să strângem cât mai mult și nu este vorba doar despre municipiul Zalău. Până la ce dată va dura această campanie? Aveți un termen limită? Nu, avem un aviz din partea primăriei cu cele două puncte până la data de 1, deci până mâine, dar o să cerem o altă autorizație și vom continua pe tot parcursul lunii februarie.